tragicomică pentru că o deranja lătratul câinelui din vecini. O femeie din Galați a furat patrupedul, l-a băgat într-un sac și apoi l-a aruncat pe drumul de centură. În imagine surprinse de camerele de supraveghere se vede cum femeia intră în curtea vecinilor, dezleagă câinele și îl bagă într-un sac pe care îl aruncă apoi peste gard. E ajutată de sora ei care fără milă abandonează apoi cățelul departe de casă. O asociație non-guvernamentală a publicat imaginile pe Facebook. Femeia de 62 de ani s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat.